Iana Șoșoacă răspunde acuzațiilor care au fost aduse de colegii din Parlament. Senatoarea e revoltată de decizia biroului permanent al Senatului de a o sancționa cu un avertisment scris. Sancțiunea deschide calea unei dictaturi, spune Șoșoacă, după ce parlamentarii au hotărât să îi ia dreptul de a mai reprezenta Senatul pentru următoarele 3 luni. Asta în urma constatării unor abateri de la regulamentul intern. Diana Șoșoacă răspunde acuzațiilor primite din partea colegilor senatori. Aceștia au trimis o sesizare în care atrag atenția asupra comportamentului și limbajului senatoarei. Este pentru prima oară în istoria României post-decembriste în care unui senator îi se atrage atenția cu privire la declarații politice și opinii politice. Ce s-a întâmplat în cazul meu este un precedent periculos. De ce? Această sancțiune raportat la declarații și opinii politice pentru că încalcă dispozițiile constituționale și ale legii 96/2006 cu privire la statutul parlamentarilor, deschide calea unei dictaturi. Răspunsul Dianei Șoșoacă vine după ce în urmă cu 2 zile biroul permanent al Senatului a decis să o sancționeze cu un avertisment scris. Acest avertisment scris atrage după sine imposibilitatea doamnei senatoare de a reprezenta Senatul României în relații interne și externe pentru o perioadă de 3 luni. Din câte știu eu, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Din păcate, este o situație nouă cu care ne confruntăm. În orice caz, este prima și sper ultima situație de acest an în acest mandat. Președintele Comisiei Juridice, Iulia Scântei, a anunțat că au fost constatate 5 abateri de la prevederile regulamentului care justifică aplicarea acestei sancțiuni. Nerespectarea legilor în vigoare și a prevederilor regulamentului, exercitarea în mod abuziv a mandatului, comportament injurios, calomniator la adresa unor alți membri ai Parlamentului, ai Senatului, în cazul nostru, în cadrul ședințelor de plen, și încălcarea solemnității ședințelor de plen prin nerespectarea regulilor privitoare la luarea de cuvânt. Așa, bine, bravo! Acest episod, surprins la Comisia Juridică, unde senatoarea fusese chemată pentru a fi audiată, nu este singurul care a stârnit revolta parlamentarilor. Colegii de la Senat i-au atras atenția în repetate rânduri pentru discursul neadecvat din Parlament și pentru lipsa măștii de protecție. Tot din cauza măștii nu a fost lăsată la acel moment să intre în comisie. Însă n-a știut să-mi invoce un articol în care să se menționeze cum arată o mască. Nici o lege, nici un ordin nu spune cum arată masca. După care mi-a invocat neconformitatea. Păi cum tu, comisie juridică, îți atribui o funcție pe care tu nu o ai? Cine poate să menționeze ce care-i conformitatea unei măști? Au votat în Comisia Juridică conformitatea măștii mele. Indiferent că țineți cu mine, că mă place sau nu mă place, este vorba de un precedent periculos. La scurt timp după ce a fost decisă sancțiunea, Diana Șoșoacă a anunțat că o va contesta. Are 15 zile la dispoziție.